Vă rog. Uitați ce comportament au, da, măi, oameni buni. Domnule, directorul, vă nu, rog puneți mâna, opriți, nu puneți mâna, dar la mea. Nu aveți voie. Nu chemați poliția. Vă protejați angajații? Nu vă este puțină rușine, doamne, să vă protejați angajații? De ce nu, domnule, vorbiți cu noi? De ce nu vreți să vorbiți cu mine fără să filmați? Nu, pentru că vă văd că, da, îi țineți în brațe. Exprimarea aceasta este profesionistă. Așa, da, e foarte profesionistă. Dacă nu vă este puțină rușine că îi țineți în brațe pe angajații ăștia care în drumă. Deci veniți aici. Ce să vin, doamnă? Să filmați și discutăm. Nu, eu vin, da, să filmez. De ce te închizi, mai cu coană, mă? De ce te închizi? Nu ți-e rușine cu angajații tăi care ai? Fiți angajații de râs să-ți fie. Poștea Română, fiind o companie de stat, angajații acesteia câștigă undeva la 2000 de lei pe lună, dar bonusurile ajung de cele mai multe ori și la 300%, ceea ce înseamnă că în majoritatea cazurilor, un bugetar de la ghișeu poate câștiga până la 1000 de euro pe lună. În episodul trecut, v-am arătat modul în care angajata Poștei Române îndemna cetățenii la acte de violență împotriva noastră, ba mai mult, aceasta nu a încercat nicio clipă să aplaneze conflictul, ci a încercat mai mult să-l provoace. Consider că atitudinea acestor bugetari, lucrători a unei companii de stat, acționar majoritar, ar trebui să fie una exemplară și demnă de urmat. Dar văzând modul lor de a interacționa, am hotărât să mergem la doamna director a Poștei Române din județul Argeș pentru a-i cere un punct de vedere cu privire la cele întâmplate. Bună, doamna! Doamna director? Da? Dumneavoastră sunteți? Da. Ce problemă? Hai, spuneți. Puteți să stăm două minute cu nevărogă dumneavoastră? Da, dar fără de unde sunteți? Păi, doamnă, nu suntem din Constanța. Așa. Stați așa. Putem să stăm de vorbă, dar fără aparat. Fără aparat? Da. Păi ce, doamnă, nu sunteți... Nu sunteți... Nu sunteți... Nu sunteți... ceva la un lucru de la dumneavoastră. Noi avem numai cu acordul companiei naționale compartimentul de comunicare. Da. Am rămas să eu cu Marian. Care o aveți? Uitați aici. Așa. Ok. Să cu Marian, da? Ok. Bun. Le v-am spus. Ce anume? La noi nu discutați decât cu, doamne, compartimentul comunicare la nivelul Companiei Naționale Poșta Română București. Nu națională, că s-a întâmplat aici la dumneavoastră. O doamnă angajată de la dumneavoastră, în oficiu poșteal, așa, a început să pună oamenii, și, adică să spună, n-aveți voie să filmați, că de ce filmați? Da, n-aveți voie să filmați fără acordul. A venit poliția, așa, și a spus exact invers de ceea ce spuneți dumneavoastră. Nu aveți voie să filmați decât cu acordul compartimentului comunicare. Avem, vreau să spuneți doamnei dacă avem voie să filmăm în această emisiune. Da, este publică și aveți posibilitatea. Avem, da, este publică și aveți posibilitatea. Avem, da. A venit poliția, așa, și a spus exact invers de ceea ce spuneți dumneavoastră. Avem voie să filmăm. Nu aveți voie să filmați decât cu acordul compartimentului comunicare. Avem un director un pic mai sus decât dumneavoastră. Da, Valentin Ștefan, de la Compania Națională Poșta Română București. Nu, de aici. Dați-mi mai buni. Deci, directorul, al doilea director, vorbește numai prostii, ca să înțelegeți. Al doilea director. Deci tot angajat vorbește prostii. Cum să nu avem o doamnă voie să filmăm? Vă rog. Uitați ce comportament au, măi, oameni buni. Domnule, directorul. Vă rog, puneți mâna, opriți, nu puneți mâna, dar la mea. Nu aveți voie. Chemați poliția. Să filmați. Vă protejați angajații? Nu aveți voie. Dumneavoastră filmați. Nu aveți voie să filmați. Fără acordul nostru. Lucrați cu cetățenii, lucrați. Da. Vă rog frumos, doamna director, are dreptate. Ia chemați poliția, dacă are dreptate. De ce vă protejați, doamna angajații? Nu v-ar fi puțină rușine? Nu vă este puțină rușine, doamnă, să vă protejați angajații? De ce nu vorbiți cu noi? Ne așteptam ca doamna director Steliana Alexandru, înzestrată cu putere de către partidul PNL, să dea dovadă de mai multă transparență și corectitudine față de noi, cetățenii de rând, plătitori de taxe și impozite. Însă, numică ne-a fost mirarea să constatăm că avea exact același comportament ca și subalterna dumneaei, cerându-ne să oprim filmarea fără a motiva un act normativ sau vreo lege care să facă referire la filmarea în spațiile publice. Crezând că dacă va refuza politicosul un interviu, noi vom da dovadă de oameni cu busimți, politicoși, care vor pleca acasă cu coada între picioare, neștiind că atunci când este vorba de moralitate, principii și interesul comun al cetățenilor, uităm rapid de bunele maniere sau de cei 7 ani de acasă.
ce nu vorbiți cu noi? De ce nu vreți să vorbiți cu mine fără să filmați? Nu, pentru că văd că îi țineți în brațe. De ce? Nu v-ar fi rușine cu coană că mănânci banii cetățenilor degeaba? Domnule, Maria filmează aici. Domnule, exprimarea aceasta, așa, exprimarea aceasta este profesionistă. Așa, da, e foarte profesionistă. Dacă nu, dacă nu vă este puțină rușine că îi țineți în brațe pe angajații ăștia care în drumă. Deci veniți aici. Ce să vin, doamnă? Să filmați și discutăm. Nu, eu vin să filmez. Ok. Nu ți-ar fi rușine că ești mănânci banii publici. Uite la aia, se și închide. Ce mi-ai închis, măi, cu coană? De ce te-ai închis, măi, cu coană, mă? De ce te-ai închis? Nu ți-e rușine cu angajații tăi care ai? Domnule, fiți ar angajații de râs să-ți fie. Îi ții în brațe pe angajații ăștia care ascultă cetățenii? Păi nu ți-ar fi rușine? Dumneata ca director, adică dumneata ca director, în loc să ia părerea cetățeanului, ții cu angajații, domne? Nu ți-ar fi puțină rușine? Te pui un plic și vine angajată și sare la bătaie, că nu-i place faza. Nu ți-ar fi puțină rușine? Dita mai directoara, ce ești tu? Adică, doamna directoare, trebuia să aibă bunul simț să vorbească cu noi legat de o angajată care, de fapt, a avut aceeași atitudine ca și dânsa. Dar trebuia foarte bine să veniți să depuneți o sesizare. Ce sesizare, domnule? Dar dânsa nu știe să vorbească? Cum? Adică numai sesizări și reclamații? Adică le place toată ziua la oamenii ăștia care se angajează din banii noștri a cetățenilor pentru că sunt plătiți prin Poșta Română să stea doar pe scaune? Adică în mod direct nu poate să discute cu cetățeanul? Ce are de ascuns? Păi înseamnă că îi protejează. Poate dânsa de acolo care este la birou de neașteptat acum două zile cu ea, poate o fi chiar rudă cu doamna directoare. Dar o să vedem și cum a fost pusă directoare, a fost pusă politic. Cine, domne, măciucă, cine te-a promovat? PNL-ul, PSD-ul? Nu ți-ar fi rușine. Ești plătită din banii cetățenilor la Poșta Română și stai închis acolo. Să vedem cât o să stai, doamna director, închis acolo, că trebuie să vii să vorbești până la urmă sau dacă nu cheamă poliția și ai să vezi că tot o să trebuiască să vorbești și că este legal ceea ce facem noi. Ceea ce faceți voi cu angajații voștri de săriți la bătaie la cetățeni este legal, că venim noi și filmăm angajați care sunt plătiți de stat, dumneavoastră care sunteți director din banii statului, din banii cetățenilor, este ilegal. Da, și că ea nu vorbește, cred că cu telefoanele închise. Da. Păi de ce? Cine a mai pomit așa ceva? Păi cine știe, mă, câți rude au mai băgat pe aici? Cine știe câți angajați au mai băgat doamna directoare pe aici? Dacă pentru o singură angajată în dânsă nu vrea să discute cu noi, da, îți dai seama că s-ar putea ca mulți oameni să fie angajați aici băgați pe pile? E încuiată, doamna directoare. Ce poștă așa era? Adică este un lucru. Noi am vrut să iartăm repetă gurată. Noi am dat sanga, Noi am vrut să arătăm imaginile, dar veniți să opoziți atâția oameni fără legitimație, fără ecosale. Nu aveți acordul să intrați în, la noi în comitate? Ia chemați poliția să vedem dacă avem. Ia sunați la poliție să întrebați. Nu, păi dar poliția îmi spune. Uite, nu poate să fie cetățean să-mi spună. Pasnic, în față. Sunt angajatul. Iartați-i cu son. Auzi și dacă e angajat, deci vedeți, din banii voștri, nu mai sunt cetățenii, sunt angajați. Da. Ba da, din banii noștri. Toată Poșta Română v-a spus scurt aici. Cine, dumneavoastră? Da, nu, doamnă. Nu, eu. Uitați, fetișcana asta micuță, dar și aici se agresează. Uite, avem camere aici, foarte bine. Da, aici sunt camere. Ia bateți-o, că acolo au bătut-o. Păi și acolo, tot de față cu camerele. Ascultați-vă. Bun, haideți să vă explic. S-a întâmplat, doamnă dragă, s-a întâmplat la Poșta Numărul 6, da? Ca un cetățean, un funcționar, să-i aducă cuvinte și expresii jignitoare și să azmute, adică să îi pună pe oameni să o dea afară și să o jignească și mai rău să o bată. A venit poliția, au întocmit acolo un proces să verbal. Pe oameni, pe care da, domnule, păi dacă eu țip... Erau cetățeni, care și dacă clienți, clienți, da, clienți, și domne, eu da, tot da. La rând, cu un plic. Noi avem imagine video și am vrut să-i le punem doamnei directoare să le vadă și să-și dea o părere. Punctul ei de vedere... Păi bă, și cine v-a agresat? Clienții ceilalți? Păi clienții, dacă... Amândoi suntem. Și el a fost, pentru că el nu a fost servit. Am înțeles. Da. Deci dumneavoastră erați în sală să prezentați ceva și clienții din sală v-au... Nu, clienții... Doamna de acolo, tot țipa la mine, mă jignea în ultimul hal ca să-i atâțe pe clienți. Zicea dacă vin și-ți dau un cap în gură. Este o doamnă blondă, a fost legitimată de poliție, nu a fost să ne zică numele. Noi o să-i facem plângere penală în baza articolului 297 din codul penal. Da, o să facem. Exact, îl vom face. Vreau să aducem la cunoștință și directoarei. Așa este normal, ca de doamna directoare... Și v-ați programat la o discuție? Dar nu există așa. Noi n-am venit să rezolvăm alte probleme, să vadă două imagini. Da, noastră credeți că intrați așa, doamna, am venit la directoarea. Da, săracul director, o fi fost votat, ales-o poporului. Săracul director? Cine ești, domnule, dumneavoastră, că ai atat tu pe eu? Uite, dar cine ești? Eu te-am întrebat frumos. Dar cum vreau să-ți spuneți așa ceva? Deci nu se intră. Domnule, cine ești? Uite, domnule, ia și citește cine sunt. Da, nu am spus să vă prezentați, să vă înscrieți într-o audiență. Nu există așa ceva dacă noi suntem aici. Deci venim cioc-cioc, că am venit peste noastră. Venim că este vorba de o agresiune, domnule, nu e vorba că mi-a zis ce păr frumos ai și nu m-a deranjat.
deranjați. Faceți o solicitare la... Dar domnule, da. Am rezolvat-o și cu poliția. Faceți o solicitare la poliția. Domnule, ați liniștit, fără acordul... Doamne, nu faceți... Eu am zis să chemați poliția, să vedem dacă poliția... Să faceți dreptate. Eu știu legea, mai bine decât dumneavoastră. Deci, fără acordul Companiei Naționale Poșta Română, nu aveți voie să filmați, pentru că este o proprietate... O proprietate ce? Pentru că o instituție, da? O publică care este plătită de statul român, care este statul român. Asta nu înseamnă că dumneavoastră puteți să faceți orice doriți. Care statul român vă plătește din banii mei, din banii dânsului, din banii tuturor cetățenilor. Formulați dumneavoastră către Compania Poșta Română sau către Oficiul Județean de Poștă și orice solicitare doriți și vi se va răspunde. Solicitarea o faci în momentul în care nu poți să te deplasezi fizic. Eu în momentul de față sunt fizic aici, am fost agresată la altă ieri. Sunteți prezentă. Eu vă pun în fața faptului... Nu aveți voie să filmați. Care este legea? Ești dumneata legiuitorul? Atâta timp ești dumneata legiuitorul? Câte legi cunoști, doamne, dumneata? Câte legi cunoști, dumneata? Eu spun că cunosc mai multe legi decât dumneata. Este regulă. Chemați poliția dacă vi se pare că vi se încalcă un drept constituțional fundamental sau cum vreți dumneavoastră. Dumneavoastră chemați pe cine doriți, domnule. Noi nu plecăm până nu vorbește, ca să știți. Dacă cineva în jurii sau ce spune doamne. Și acum, domnule, vine poliția, îi sunesc, uite ăsta mă înjură. Ok, aveți filmare, e exact. Foarte bine. Deci, din tot timpul am filmat, sigur, și dumneavoastră filmați. Nu, noi am știți, ok, bun. Vedeți, doamnă, eu nu vreau să explicați, doamne directoare, că nu duc o luptă cu dânsa cu ăștia română, eu duc o luptă cu primul Constanța, doamnă. Saioc, Marian și Andor Maria. Nu, am avut treabă în primările de aici. Ați avut treabă cu primările de aici? Da, doamnă, da, am fost într-un județul ăsta. Dar am avut o problemă poștală și am zis să vorbim cu doamna directoare. Doamna ne cunoaște. Păi da, noi nu avem treabă cu poșta, vrem doar să... Da. Doamna ne cunoaște. Noi nu ducem o luptă cu Poșta Română. Noi ducem o luptă cu primăriile, cu primarii din toată țara asta. Dânsa ne cunoștea, ne-a văzut. Dar Poșta Română, dacă vrea să intre într-un război cu noi Poșta Română, să începem să le arătăm neamuri și ce au ei... Nu, domnule, război cu ghilimele în rigoare mă refer, că știți la ce mă refer. Faceți ce credeți? Da. Ia uite, l-a venit cu... să ne încingă. Da. Că cred că știe la legi domnul de la... Faceți toate de... Ne cunoaște? A, tot dumneavoastră sunteți, gata, am venit să vorbim de treaba aia. Exact, de treaba de la poștă. Am venit să vorbim cu doamna directoare, am crezut că sună la poliție, că vorbeam și cu poliția. Cineva, nu știu dacă e tot, a fost de la poliție cineva, tot pentru oficiu, nu știu dacă are legătură cu acel caz sau nu, că a mai fost cineva. Da, acum două zile. Domnul, intrați și explicați doamna directoare ce s-a întâmplat în ziua respectivă, că nu i-am explicat, dar dânsa n-a binevoit să discute cu noi, s-a purtat la fel ca ceilalți de acolo. Degeaba. Spuneți că sunteți de la securitate. Că nu știe. Suntem intervenție. Și nu se rezolvă nimic, chiar o cheamă poliția. Da. Explicați, din corpul. Da, am această problemă cu domnii care filmează în sediul instituției și nu au permis să... Explicați ce a zis și poliția. Explicați că avem dreptul. Intervenție. Pentru că am avut, tot mi-am fost de serviciu când a fost problema la poștă. Nu au voie să filmeze decât... Poliția a spus. Spune, domnule, că poliția a spus. Doamne, poliția sunt dispoziții în acest sens. Da? Da, chemați poliția să mă sancționeze că vă filmez. O să vin și la șeful dumneavoastră, doamne. Nu, trebuie să vină poliția. Poliția trebuie să vină fizic și să-i spună doamne. Și nici atunci nu o să înțeleagă. Nu se înțeleagă. Nu. Ea crede că o să zică că poliția este angajată într-o... Nu, ea crede că dacă este angajată într-o funcție publică, atenție, într-o funcție publică, este director, trebuie să stea doar în birou și niciun cetățean nu are cum să ajungă la nasul dumneai ei, pentru că, atenție, nici măcar n-a fost votată, da, să ne înțelegem. A fost numită. Și numită, cred că, politic. Pentru că toate posturile astea se pun politici. Da, păi cum să ajunge? Maria, poți să fii tu mâine directoare? Nu ai cum, frate. Nu știu ce mâini să pupi și ce picioare să pupi. Ce, tata meu a fost parlamentar, a furat la cutul cu jucă? Băi, da, nu mă deranjează, că sunt director. Foarte bine, să fii tamai directori. Dar bă, să iasă să vorbească cu lumea. Bă, să spune, doamne, pe mine n-ai voie să mă filmezi, că eu zic tamai directoarea. Ești, era să zică ce ești. Ești o femeie, un om normal, ca toți oamenii. Nu trebuie să-ți dai fiță și alure de... Era stigmare ales al poporului. Puteți să chemați poliția, că noi nu plecăm, până nu vine să-i spună. Sună doamna. Da. Ce sună doamna la poliție? Să-i zică poliția. Nu i-ar fi puțină rușine.
Auzi, să vorbim fără camere. Dar ce e, mă, cu coana să vorbim fără camere? Deci, că dacă oprim camere, nu mai trebuie să mergem în audiență. Nu, cu camere audiență. Nu. Cu fără dar camere? Dar cu camere trebuie să facem scrisoare. Nu, i-ar fi puțină rușine. Auzi, închide ușa nas. Ea nu știe, mă, ce mai scrie secretaria și registratura. Păi dacă nu vrea, domnule, să vină să pună o sesizare, da? O reclamație. Uitați, spune ce scrie aici, registratură. Ce e așa de greu? Registratura, secretaria, registratură. Doamne ferește. Vrei să vii să depui o petiție cu ce că de faceți... Păi unde să facem? La registratură. Unde? Ce, legea este interzisă și angajații dumneai au venit repede în coace, știți, să stea scut uman aici în față. Poate cine știe, poate e agresată doamna director, poate e... Da, numai ea poate să fie agresată. Noi care suntem agresați, cetățenii, amănuții ăștia, vai de capul nostru. Eu sunt, domnule, dumneata, ai fost angajat pe pile aici? Eu te întreb de curiozitate. Că te veni repede acolo, ai fost angajat pe pile? Unde? Aici, în Boștea Română. Nu, eu am vechime aici. Păi vechime, știu, dar politic, pe pile, cum ați fost angajat? Nu? Pe concurs, nu. Pe concurs, da? Dar ea o protejează pe doamna director. Și doamna directoare protejează alții angajați din Poșta Română. Nu i-ar fi puțină. Doamne, nu v-am acuzat? V-am întrebat. E o întrebare. Păi. Poate angajații au dat concurs, dar directoarea ce concurs a dat? Hey, a dat. Că dacă dădea un concurs, știa acum a zis asta, mă... momentul care trebuia să-l aibă. Și îmi interesează părerea ta. Dacă ții angajații în brațe sau ești părtaș și faci la fel ca ei. Asta mă interesează. Da, putea să spună. Da, am văzut imaginele, ne cerem scuze pentru ceea ce s-a întâmplat. Eu spun ce aș fi spus. O să trimitem și noi mai departe și o să facem și noi o anchetă internă legată de treaba asta. Până în momentul de față, da, nu mă pot pronunța pentru că am văzut imaginele, dar trebuie să facem o anchetă. Nu știu, o anchetă internă, știi? Nu, ei au ales să... Doamne ferește, Poșta Română. Poșta Română, raro, da. Bă, eu trebuie să încep cu toate instituțiile astea ale statului. Că nu mai merge așa. Dacă am mers decât pe primării, nu mai e doar pe primării. Că văd că peste tot își au ăștia lumea în cap. Nu va fi puțină rușine. Dacă ea crede că dacă e directoare doar să semneze niște acte, se înșală. Da. E doar... Dacă nu ești compatibilă pentru funcția asta și nu te descurci, pur și simplu, îți vin oameni, îți pun zeci de întrebări și nu știi să le răspunzi. Dă-ți demisia. Dă-ți demisia și lasă pe cineva mult mai competent. Exact. Adică nu ești directoare doar să pui ștampila, să semnezi, să angajezi, să accepti demisii. Nici măcar ea nu se ocupă care secretară. Mă, ea are toate dispoziția, adică are mai multe dispoziții. Ea trebuie să... Adică nu doar atâta discută cu angajații lumea ei, și cu cetățenii nu. Da. Nu se face așa. Poliția aici, la CFM. Nu ne vin nume, cred că nu și polițiștii, nu mai vin nici aia, că știu că... Le-am pus capac de multe ori. Și colegile și cu tot. Păi, te interesează de data trecută. A fost băiatul drăguț, da, m-am înțeles, dar... Am găsit și altfel de polițiști în care... Poate vine au plecat cu fata între picioare, după ce au vorbit cu mine. Poate vine acum care și e reparare. Vorbim cu sute de polițiști, da, mai pot eu. În contră, păi aștept. Uitați, dumneavoastră, ei a închis aici ușa. Uitați, uitați. Uitați, oameni buni, închisă. Nu, filmam decât că nu dau buzuna peste doamna de acolo. Dacă le-ar da oameni că ușa închisă. Știu care vă este atribuția dumneavoastră, să poziți ușa, să poziți pe doamna directoare. E frică că poate dă cetățeanul, poate cu telefonul. Cum am ajuns, oameni buni, cum am ajuns, în ce hal, să punem în funcțiile astea toți oamenii, toți comuniștii. Le punem noi, măi. Sunt puși politic. Da. Și când vine cetățeanul, cheamă paza să îl păzească de cetățean. Păi stai, mă, că tu ești acolo pe banii mei. Da. O să mergem și la București. La șefa dumneai. Sau șeful dumneai, să vedem dacă are aceeași atitudine. Am mai dat noi afară. Da, astfel de specimene. Altfel de specimene, da, tot cu Bucureștiu. Da. Să vedem dacă... Directoarea, ți-am întrebat noastră poliția? Să vină. Fără filmare, stăm de mult. Nu vrem. Noi n-avem nimic de ascuns să oprim camerele. Dacă dumneavoastră aveți, ați greșit persoanele. O să vorbiți cu șeful dumneavoastră de la București și o să vedeți că o să vă boriceze dumnealui. Dacă ce părere o să aibă directorul cel mare al Poștei Române de... Noi de aici și la București plecăm, oricum plecăm la București, că azi e vineri, trebuie să plecăm la București. Astăzi, gata, scăpat, nu mai vedeți în județul ăsta. Momentan. Nu, acum nu mai. Da, bine, acum noi am fost cazați de luni până de vineri, astăzi e ultima zi,
Și astăzi trebuie să plecăm în București, Constanța, unde noi stăm. Dar oprim și în București. Zic, de mâine încolo nu ne mai vedeți. Nu? Deci cu noi nu vă mai întâlniți aici. Haideți să vă explic ce se întâmplă în momentul de față. Una din angajate a intrat în interior și acum îi arată doamnei pe internet. Uitați și Andor Maria, uitați Saiuc Maria, uitați cu ce se ocupă ei, îi arată. Dânsa la un moment dat a ieșit afară și a spus, haideți că vorbesc cu voi, dar fără să mă filmați. Adică și-a dat seama că a gafat-o pe undeva și ar vrea oarecum să spele treaba asta. Nu, noi nu o să fiu, o să ori vorbește cu noi filmat, ori dacă nu vrea să vorbească, mergem cu ea așa până la capăt, până la București și așa mai departe. Dacă nu vrea să vorbească, e treaba mea ei. Doamna de aici, care stă pe partea dreaptă, și a zis, păi știu că voi erați cu primăriile. Păi da. Nu, și nu, tot suntem cu primăriile. Da, i-a spus, domnule. Acum ni s-a întâmplat. Da. Să merg ca un simplu om, da, să-mi depun și un pic. Da, n-am venit să ne certăm cu Poșta Română, că doamna asta nu e cu Poșta Română. Și a spus, da, știu că voi vă ocupați de altceva. Da, da. Dacă s-a întâmplat acolo și doamna nu vrea să discute cu noi, nu e normal să ne aprindem? Ce dacă e Poșta Română? Că și, ce că și la RAR se fac aceleași mișmașuri. Tot de sat. Și mai cine știe câte instituții urmă? Cred că în ultima perioadă o să-i lăsăm noi pe domnii primari din România. Da. Și ne apucăm și de poștele. Și cred că ne apucăm noi de poștele române. Să vedem cum e, că și la Ghișu ai văzut ce... Ce nesimțite sunt. Da, 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 unele sunt foarte nesimțite. Da. Și... Cred că domnilor primari, cred că o să... Scăpați o perioadă o de noi. O să scăpați o perioadă de noi, că ne apucăm de altcineva. Și asta din cauza... Doamne, director, domnule... Ce e, mă, directorul la București, nu? Da. Domnule director la București, astfel de oameni, astfel de directoare, să știi că nu-ți face cinste Poștii Române, da? Deci să trebuie dați afară. Las că venim. Astăzi ajungem. Dacă și la tot așa baricadat este. Uite cum stă în spate, ce că a chemat poliția. Stă în spate acolo ascuns, în spatele ușii. Diferența e că cei de la București au de-a face mai mult cu camera, cu reporteri, da, cu... Și sunt mai civilizați. Aici... Și nu doar în Pitești, și în alte județe, orașe, civilizația, din păcate, nu prea e acasă pe la ea. A plecat. Nu, ia spune-mă acum, știi cum face? Stai și se gândește. Bă, dar ce era, mă, mi-l iteam în interior și căpam de ei, așa face și acum? Ce era așa greu să vizioneze, da, imagine? Zicea, ok, vă mulțumesc frumos, o să verific, o să verificăm, o să facem, vedem... Am văzut imagine, cum ai spus și tu. Vedem... Facem o anchetă internă. Facem o anchetă internă și vom lua... Vinovatul să plătească, sau? Exact. Vom lua măsurile care se impun. Da. Mulțumim, mulțumim. La revedere, la revedere. Ce era atât de simplu? Dacă are comportamentul ăsta, după ce îi zic ce s-a întâmplat și ea tot are comportamentul ăsta, și am și zis de oficiu, înseamnă că cineva de la oficiu 6, cred eu, da, eu așa o fi neam, da, cu ea. Băi, să-i impus la România, zice că se angajează pe pedepsi și pe neamuri. Da. Pe neamuri, pe, și pe politici zice, se angajează. Nu, mai bine nu vorbesc cu ei, că dacă dau de cumnata mea acolo, da, dacă dau de mătușa mea, dacă... Ce le zic eu de mătușa mea? Cum să le zic, da? Mie îmi spune, dacă era SRL, înțelegeam, băi, patronul la SRL, o societate comercială... Își apără angajații? Nu, nu, da. Patronul de la o societate comercială, cu siguranță, dacă avea, nu, dacă avea o problemă cu un angajat, ieșea, da, domne, dacă a greșit, mai repede îl pleca angajatul ăla din funcție sau lua o măsură un patron, decât... Dar mai respectat ești de un director sau patron al unui SC decât de un director sau patron plătit din bani, din, da, banii, da, da, noștri. Din banii publici. Deci mai respectat suntem de cei privați decât cei de la stat. Da. Cei de la stat... Uitați. Cei de la stat sunt pe banii noștri, ei oricum leafa merge. Ce mai contează? Doamna directoare, mai stați ascuns acolo. Mai stați închisă, doamna directoare, acolo. V-a spus pază la ușă, doamna directoare? Nu v-ar fi așa puțină rușine că sunteți plătită din banii cetățenilor și aici e secretariat și registratură și dumneavoastră tocmai îngrădiți un drept fundamental și constituțional al unui cetățean care vrea să depună niște acte la registratură în baza legii 544. Nu are mai treabă. Nu are mai nicio treabă. Ce mai... Și așa învățați vorbeați cu cetățenii. A venit cetățeanul, a trimis un reprezentant de la securitate și aia e.
Ei s-au obișnuit cu cereri. Faceți cereri. O, mă, că tu nu ești plătită cu un salariu atât de mare, că nici nu știu, eu nu știu ce pasă. Ce salariu are? Ia mă chiar să vedem ce salariu are, că eu știu că are 110 milioane. Are. Dar n-am nici salariile afișate, mă, oamenii ăștia. Cum să aibă 100 și de milioane? Păi 90 și aproape 100 de milioane are primarul de la... Mama, ce treabă are primarul? Primarul are mai mulți bani ca ei, ca poștă. Băi, ca directorul? Du-te, mă, de aici! Eu am crezut că vine, uite, poliția. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Și noi filmăm foarte bine. Vă dau dânsul, dar nu trebuie să mergeți cineva sesizat? Da, bă, am scris. Păi cine, că doamna a zis? Nu, este de la majos, aferat. Domnul polițist, am rugămintea, aveți legea 218 în atribuție, da? Da, dați-mi vă spun un bine. Vă dau datele. Da, Marius. Noi, pe lume și bani spuneți cu ce vă putem ajuta, da? Păi nu v-am chemat noi. Dom'le, pentru ce ne reștimezi, Maria, nu înțeleg ce te grăbești. Păi nu sunteți persoane care... Cine v-a spus? Dumneavoastră a spus reclamate. De unde știți? Păi pentru că am luat legătură cu apelanta care era jos. Așa, și ce v-a spus? Ce anume? Ce v-a spus? Sunt două persoane care... Vă să vorbesc cu doamna director și, sunt da. Și aveți un comportament da. Necorespunzător. Este doamna și cu domnul. Ei sunt cele două persoane. Cum le-ați identificat? Uitați. Uitați acolo. Bugetarul. Plătiți banii cetățenilor. Bine, dumneavoastră, dacă sunteți atât de bine istorii, dacă sunteți specialiști, nu puteți. Puțină distanță. Dacă sunteți specialiști, da? Așa. Dumneavoastră nu știți că noi nu suntem bugetari. Nici măcar atâta lucru nu știți. Dar ai fost numită politic? Te-a pus Marcel Ciolacu în funcția asta? Nu m-a pus nimeni. Nu v-a pus. Nici Ciucă, de la PNL. Eu lucrez de 35 de ani. De 30 de ani. Sunteți de pe vremea comunismului. De pe vremea tuturor. Așa ați învățat să vorbiți cu cetățenii, femeia care o țineți în brațe în Poșta Română. Tot așa? Pentru că nu știu despre ce este. Pentru că n-ați vrut să ne ascultați. Pentru că dumneavoastră nu ați vrut să mă spuneți. Așa vă apărați dumneavoastră? O să vă dea directorul de la București, vedem dacă o să mai țin în funcția sa. Noi vorbim cu toți cetățenii, cu toți clienții noștri, dar avem un compartiment de relații publice, de comunicare la nivelul Companiei Naționale Poșta Română. Unde? Aici la Poșta Română? Regulile noastre interne, avem o decizie în sensul acesta. Cine dorește să vină, să filmeze sau să discute cu noi în felul acesta pe care dumneavoastră îl abordează, doamna polițistă, vă rog să remarcați că a spus reguli și nu lege. O instituție publică. Cu utilitate publică, doamnă, nu mai... Este utilitate publică, este companie națională. Da, da? Care lucrează pe banii statului. Nu suntem bugetari. Nu, nu. Deci permisă să vină doriște dumneavoastră. Da, am dreptul, doamnă. Nu-i proprietatea dumneavoastră, că nu v-ați cumpărat dumneavoastră Poșta Română. Nu va fi puțină rușine. Proprietatea companiei naționale. Da, și este de utilitate publică. Uitați ce scrie acolo, doamnă. Secretariat, registratură, niciun acord, doamnă. Acordul vă permiteți dumneavoastră. Uitați, secretariat și registratură. Am dreptul să vin să fac solicitări la Poșta Română. Sunteți abonat la scandaluri multe. Da. Dumneavoastră ar fi trebuit să preîntâmpinați treaba asta, să aveți o discuție cu noi, că veneam să vă vorbim frumos. Dacă dumneavoastră veneați în mod civilizat, civilizat nu agresiv, doamnă. Nu, civilizat. Camerele civilizat. Pentru că nu aveți dreptul. Avem. Da? Nu aveți. Explicați dumneavoastră că avem dreptul să filmăm. Nu are dreptul nici măcar. Bine, să mă dați în judecată. Eu am vorbit cu doamna, am înțeles ce s-a întâmplat. Nu mai puțin vorbim frumos. Spuneți-o. Nu o să avem nevoie de înregistrare în instanță, pentru că noi o să facem plângeri penale. Da. Prin urmare, am rugămintea să o lăsați pe doamna care are body cam să vorbească, să puneți-vă dumneavoastră un body cam. Exact. Nu vrem să înregistrați conversația dacă și avem și pe instanță, da? Mulțumesc frumos. Eu sunt Marian. Da. Salut, Marian. Da, doamna, și vă rog. 13-6. Da, a spus domnul polițist că noi putem să facem plângere, i-am spus că doamnei respective i-au făcut plângere, așa, așa, doar că noi vrem doamnei directoare de vedere, atâta, totul de la șească să se duce să vorbească cu doamna directoare, să-i explice. Nu tragem la răspundere pe dumneavoastră. Acum, da, o tragem la răspundere pentru comportamentul avut. Dar nu ne-am vrut să tragem la răspundere pe dumneavoastră de... Ce face angajată? Angajată. Nici am ceva cunoștință. Doamnă, uitați, angajată dumneavoastră s-a comportat așa, ne-a cicărit acolo în poștă, a spus numai prostici, că n-ai voie să... Când dă un cap în gură, că dacă spar telefonul acum, dar se aude pe filmări. Da, și să spună. Vrei să mă ridic la tine, sparg dinții? Da, auzi.
aș fi angajat. Ca să poată să-i... Să-i restul, da. Toate lucrurile acestea au fost... Am făcut plângere, a venit, au fost filmate, filmate, dar n-a fost astăzi, acum două zile a fost. Două zile. Da. Venea filmat. Unde anume? La postal 6. Oficiul postal 6. A fost domnul, a fost domnul, întrebarea a fost domnul acolo. A fost tu dumneavoastră, să și acum venim să ne plângem directoare, ce să ne plângem, să ne plângem, să ne plângem. Da, pentru partea care mi-ați comunicat-o, puteți să depuneți... Am făcut, am făcut, să le facem plângeri, să punem... Nu vreau să le facem la Constanța, dar vorbesc de altceva. Noi ne-am venit decât să-i aducem la cunoștință doamnei, să depunem o petiție la dumneavoastră, că vedeți acolo ce scrie registratură. Să ne punem o petiție în care să spunem, stimate Poștă Română, un angajat al dumneavoastră de la secția numărul 6, așa, așa, a avut comportamentul următor, că vă pune materialul video la dispoziție, bla, bla, bla. Luați atitudine în ceea ce privește angajatul, lăsați-l pe partea penală, că va răspunde și penal, dar și ei, ca instituție. Acum o să vrea să vorbească cu noi, cred, dar... Ce să mai vorbească? Ce să mai vorbească după ce ai atât? Și acolo e ciucă. Da. Doamna director mi-a spus așa, dacă doriți, puteți scrie chiar aici la presa, dar nu cu telefoanele și nu cu ăsta. Da. Așa mi-a spus domnul. Am înțeles. Dar e explicație doamnei că aici nu este zona administrativă și nu încalcă nicio lege. În cazul în care dumneavoastră refuzați să intrați acolo fără nici nu intru cu telefoanele oprite, în niciun caz. Faceți masă, scrie plângele scrisă, unde doriți noastră, da? Da. N-am unde să trebuie să mă vorbim în mașină. Nu. Haideți să vă explic. Poșta Română, ați văzut că îmi trebuie să vă adică. Știu. Stau și masă. Știu. Doar că dăm și numai pentru că acesta este fostul sediu al Poștei Române, pentru că Poșta Română s-a mutat în centru. Eu vă înțeleg perfect. Dacă vreți să faceți plângere scrisă, doamna mi-a oferit un pix șoferul, două ori, ca să scrieți plângerea, în urma plângerii noastre, cele trei persoane s-au angajat, care au fost acolo și noastră s-a pus starea conflictuală, să zic așa, între dumneavoastră și dânsele. Se va face un control intern, da? Așa am și spus. Un control intern asupra celor două, trei angajate care au fost acolo și noastră s-a făcut starea conflictuală, da? Doar că... Vă spun ce mi s-a transmis, mai mult dată nu au ce să fac. Ascultați-mi puțin, da? Vreți să faceți plângere? Vă ofer pix și foaie. Nu. Băi, spune ce eu. Poftim? Chiar da, că se discuta cu toate. Ok, dar aici nu mă las, nu vă las ca să intrați nici cu telefon. Asta este discuția. O să vă aduc București. Da, ok. Întinde foarte, foarte mult. Haideți că am ultima rugă. Vreți să scrieți... Vreți să te puneți plânge dacă nu îmi duc înapoi foaia, da? Nu, deci probleme. Da. Păi vă duci înapoi și vă chem eu după aceea. Bine, dar mă chemați, le duc foaia. Haideți pe voi. Lasă-mă, lasă, că-ți pierdem timpul. Ce vrea să spui și nici nu a vrut să mă asculte. Știu, lasă, să vezi cum vreau. Vorbiți și cu mine, domnul părinte. Da, spuneți-vă, spuneți. Aveați foaia în mână și pixul? Da. Am vrut să vă zic să intrați cu foaia și mână în pic, cu pixul da. În mână. Da, doamna directoare, da. Ați intrat, acum le luați singur dată. Și să-i spuneți doamnei directoare să vă dea o adresă de e-mail oficială de la registratura de aici. Da. Ok, ca și o... O adresă de pix. Online. Exact. Să ne scrie pe foaie. Dar știi că e ilegal și ce face domnul polițist, dar noi vreau să o întind. Pentru că acolo nu e zona administrativă, adică nu se vadă... Adică dacă dau buna și intru aici, da. Cu camera, mă dă afară, că n-are da, niciun, dar n-are, niciun lac, o să vadă București. Nici nimic. Nu, lasă-i așa, lasă-i așa. Nu poate să-ți interzică. Nu, lasă-i așa. Sunt bugetari și că nu sunt la stat, dar ei sunt plătiți de stat. Știu, lasă-i sunt așa. Sunt subvenționați de stat. Lasă-i așa, că mergem astăzi. Adică statul subvenționează Poșta Română atunci când zărăcie mai jos. Da. Dar când, adică din ce subvenționează statul român? Din banii mei. Da. Și din banii lui X și lui Y și al lui Z. Mi s-a învățat, bine, bine că mi-a scris Poșta Română SRL. Dar nu-i SRL.
Văzând transparența de care nu a dat dovadă doamna director Steliana Alexandru, membru PNL, am hotărât să mergem la București, la domnul Valentin Ștefan, tot membru PNL, așa cum a spus și doamna director. Valentin Ștefan, de la Compania Națională Poștă Română București. Vrem să vedem dacă acesta va fi mai transparent față de subalterna dumnealui și cum comentează materialul video care a strâns peste 500.000 de vizualizări și peste 3.500 de critici din partea cetățenilor la adresa Poștei Române.